Deși am zis că nu prea mă mai ocup de politică și nu prea mai tratez subiecte, nu, acum fiind o situație specială de Republica Moldova, m-am uitat la faptul că nou ministru de externe este nou domnul acesta Popșoi, Mihai Popșoi. Și am zis, Doamne, ce specialitate are omul acesta? În afară faptul că e membru PAS al Partidului de Guvernământ, ce specialitate are omul ăsta în diplomație? Mă așteptam să fie cineva pus care a fost diplomat de carieră. Omul acesta nu are specialitate în diplomație, nu nimic. Am așteptat să aducă pe cineva din România să dea cetățenie moldovenească, nu. Să fie pus cineva de specialitate, dar omul acesta nu are specialitate. E pus doar că e membru PAS și atât, e membru partidului și atât.